Marți 11 aprilie, candidatul din partea PSD la primăria Roman, Marius Neculai, împreună cu membrii PSD Roman, a oferit pachete cu alimente persoanelor nevoiașe din Roman. Acțiunea s-a desfășurat la sediul PSD din Roman. În primul rând, vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi, noi fiind organizația locală a Partidului Social Democrat. Așa cum e tradiția și așa cum credem că e normal, în perioada săptămânii mari vrem să fim alături de semenii noștri, care poate au la ora actuală diverse probleme și merită a fi ajutați. Vrem ca toată lumea de Paști să fie mulțumită, să fie fericită și dacă noi putem contribui pentru îndeplinirea acestor obiective, ne și bucurăm în același timp. Am pregătit împreună cu colegii mei din organizația Partidului Social Democrat mai multe pachete în care am inclus tot ceea ce este necesar pentru pregătirea unei mese bogate de Paște. Vorbim aici și de ouă roșie, și de cozonac, și de vin, și produse din carne. Credem că vor fi mulțumiți și vor aprecia gestul colegilor mei, iar eu țin pe această cale să le transmit și lor și noastră și tuturor romașcanilor sărbători fericite. Președintele executiv al PSD Roman și candidat pentru funcția de primar al Romanului la alegerile ce se vor desfășura pe 11 iunie, Marius Neculai, a spus că această acțiune nu este singulară pe calendarul acestei luni. Astăzi, 12 aprilie, membrii PSD oferă pachete cu alimente și copiilor de la centrul Romanița.